O să citim împreună versetele începând cu 5 până la 15. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din tot ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Scumpă adunare a Domnului Iisus, mai devreme decât mi-am imaginat, am revenit în casa Domnului de aici, prilej de bucurie pentru mine, o nouă experiență să vă revăd, să vă salut. Am venit pentru conferința de sâmbătă de la Linz și găzduind la obișnuita mea gazdă de 20 ceva de ani, familia Ursu, în aceste câteva zile care nu am avut unde să merg la adunare, ei mi-au propus să venim la Emanuel și iată-ne aici. Vă salutăm cu drag, cu bucurie. Apreciem că ați organizat o adunare în seara asta, împreună cu cei care și-au făcut timp să vină. Și este bine pentru sufletul nostru să-L căutăm pe Domnul, pentru ca El să ne binecuvinteze după nevoia pe care o avem. De obicei, în perioada aceasta anului, Bisericile Domnului organizează întâlniri de rugăciune stăruitoare, în mod special pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Este un obicei bun. Și m-am gândit că ar fi bine în seara aceasta, în consens cu fratele păstor, să spun câteva lucruri care vorbesc despre lucrarea Duhului pe pământ, lucrarea Duhului în om, lucrarea Duhului în biserică. Noastră știți că această lucrare este extrem de complexă, fiindcă Duhul este Dumnezeu alături de Fiul și de Tatăl. Și atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre cineva care este enigmatic, fiindcă noi nu avem capacitatea să-L cuprindem. Noi nu avem capacitatea să-L înțelegem pe Dumnezeu, însă putem cunoaște despre Dumnezeu într-o anumită măsură. Viața spirituală este asemenea vieții biologice. Ne naștem și nu suntem în stare de nimic atunci. Însă creștem și la un moment dat devenim adulți și ne asumăm responsabilități, ostenindu-ne pentru noi, mai târziu pentru copii și nepoți. Tot la fel, viața spirituală începe cu o naștere. Este o expresie naștere, dar este vorba despre o înnoire ca și cum te-ai mai fi născut încă o dată. Înnoirea asta este la fel de enigmatică pentru că nu-i logică. Ea este un mister. E un mister pe care îl produce Dumnezeu atunci când omul respectiv crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru păcatele lui și se pocăiește, manifestând regret la nivelul minții, remușcare la nivelul inimii și renunțare la păcat. Atunci când omul la porunca lui Dumnezeu crede și se pocăiește, Dumnezeu prin Duhul Său și prin Cuvântul Său îl naște pe om din nou. Însă omul, ca și un copil care se naște, nu înțelege prea multe lucruri, nu are putere și este slab, are nevoie de ajutor. După cum avem nevoie de părinți fizici, avem nevoie biologici, avem nevoie și de părinți spirituali.
Și chiar dacă în generația noastră și mai ales în cultura noastră română nu prea lucrul ăsta nu se obișnuiește din punct de vedere oficial, fiecare dintre noi avem pe lângă noi pe cineva pe care îl consultăm sau îl asistăm. Aș vrea să spun câteva lucruri despre lucrarea aceasta în această seară și încep aducându-vă aminte că Duhul Sfânt este prezentat de Scriptură în mod abundent. De pildă, Vechiul Testament de peste 90 de ori vorbește de Duhul Sfânt, însă Noul Testament cu mult mai mult, aproximativ 260 de ori. Duhul lui Dumnezeu, ca și persoană, ca și activitate în Scriptură, este prezentat foarte des. În Vechiul Testament, lucrarea Duhului Sfânt era cu oamenii credincioși. În Noul Testament este în oamenii credincioși. În Noul Testament, Duhul Sfânt venea și folosea un om, după care se retrăgea. Și din nou venea și folosea omul, după care se retrăgea. În Noul Testament, Duhul vine și nu se mai retrage. Ba dimpotrivă, Doamne ferește să se retragă. David spunea, Doamne, nu-L lua de la mine pe Duhul Sfânt. De ce spune asta? Pentru că în situația în care el a făcut ce a făcut, în mod obișnuit, Duhul pleacă. Pentru că nu va deveni asociat cu omul care trăiește în păcat. Am spus trăiește, nu cade în păcat. În Vechiul Testament, prezența și lucrarea Duhului era temporară. În Noul Testament este abundentă, este continuă. În Vechiul Testament era incompletă. În Noul Testament este completă. Lucrul pe care vreau să-l subliniez în această seară este că noi nu putem să fim credincioși fără ajutorul pe care ne-l dă Duhul Sfânt. Credincioșia noastră față de Dumnezeu nu este o religie și nici nu este un stil de viață în care noi facem efort pentru Dumnezeu. Credincioșia noastră față de Dumnezeu este ceva ce nu putem face singuri. Și anume, Dumnezeu ne spune să fim ca El, sfinți. Ori ultimul lucru pe care noi l-am putea face, sau mai bine zis, dincolo de ultimul lucru pe care noi l-am putea face, este sfințenia. Dacă îmi permiteți un exemplu, deși nu este extrem de potrivit, dar altul nu știu acum, n-am în minte un altul, este ca și cum Dumnezeu ne-ar spune că El poate să zboare și noi trebuie să zburăm. Noi nu vom reuși niciodată să zburăm pentru că a zbura este incompatibil cu capacitățile noastre. Oricât de mult ne-am strădui, nu putem să zburăm pentru că nu suntem făcuți ca să putem zbura. Ei, tot la fel, noi nu putem să fim sfinți. Natura noastră din care noi suntem compuși în partea noastră fiziologică ne oprește ca să ne sfințim. Noi suntem făcuți din fire pământească. Carnea aceasta, care este una dintre cele trei componente ale complexității existenței omului, adică duh, suflet și trup, deci carnea aceasta este fire pământească, este o natură păcătoasă, înclinată să păcătuiască, tentată să păcătuiască, pregătită să păcătuiască, aplecată să păcătuiască. Ea nu poate să trăiască fără să păcătuiască. Pentru că aceasta, păcatul este incompatibil cu natura aceasta. Atunci când noi ne convertim, a te converti înseamnă a te schimba, după cum ne schimbăm banii în România, la casele de schimb valutar, atunci când vrem să schimbăm din dolari în lei sau dintr-o altă monedă într-o altă monedă. Asta înseamnă a converti, înseamnă a schimba din ceva în altceva. Convertirea este un termen mai corect decât a te pocăi, înseamnă mai mult. Și atunci când noi ne convertim, ne convertim prin ajutorul Duhului Sfânt. Am citit în mod intenționat pasajul din Ioan 16, aici unde Scriptura spune, când va veni El, cine El? Este Mângâietorul. Când a venit El, Mângâietorul? La 10 zile după ce Mântuitorul s-a ridicat. Mântuitorul s-a ridicat și la un interval de 10 zile, Mângâietorul a coborât. De ce a coborât Mângâietorul? Pentru că s-a ridicat Mântuitorul și Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri.
Hristos a venit pentru o lucrare pe care a finalizat-o. Și El a spus tetelestai, adică misiune îndeplinită. Când El s-a ridicat, noi am rămas singuri. Însă pentru 10 zile, între zilele 40 și 50, numărate de la învierea Domnului Iisus. Și Duhul a coborât ca să fie cu noi. Nu a venit doar ca să ne însoțească și să ne împuternicească pentru o lucrare, ci a venit să locuiască în noi. De ce? Ca să nu fim singuri. De ce? Ca să primim putere prin venirea Lui. De ce? Ca să ne aducă aminte de lucrările Lui Dumnezeu, să ne învețe lucruri noi, să ne dea daruri, slujbe și lucrări și să ne ajute să ne sfințim. Toate lucrurile acestea noi nu am fi fost în stare să le facem singuri. Toți creștinii recunosc că au nevoie de Duhul Sfânt, chiar dacă între denominațiile neoprotestante, și mă refer în principiu la cele trei evidente din generația și cultura noastră ca și popor, penticostal, baptiști, creștini după Evanghelie, există mici sau mari diferențe, în mod special la înțelegerea persoanei și activității Duhului Sfânt. Scopul meu nu este să fac o polemică între aceste trei denominații, nu cred că am ținut vreodată o predică în legătură cu treaba asta și mă gândesc că dacă am mintea întreagă nu o să țin niciodată, dar ceea ce vreau să spun este să prezint în fața dumneavoastră, deși dumneavoastră cunoașteți adevărul acesta, poate mai bine decât pe altul, că lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a manifesta prezența activă a lui Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu sunt complexe, sunt multe, sunt mari. Noi nu putem să vorbim despre Dumnezeu la noi dacă nu vorbim despre Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu Tatăl împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, împreună în Sfânta Trinitate, au înfăptuit, adică au realizat planul de mântuire. Tatăl l-a proiectat ca un arhitect. Fiul l-a realizat ca o companie care cu planurile în mână merge și execută o lucrare după detaliile consemnate în plan. Iar Duhul Sfânt este beneficiarul care a luat planul de mântuire și care l-a aplicat. El ne-a dat gândul pocăinței. El ne-a inspirat credința din Scriptură. El ne-a născut din nou și El ne asistă, ne acompaniază, ne ajută, ne binecuvintează, ne inspiră. El face toate aceste lucruri. Aș vrea să spun pe scurt câteva dintre lucrurile acestea, uitându-mă în textul pe care l-am citit, și prima dintre ele este să vă spun că Duhul Sfânt a fost implicat la început în creație. De aceea noi spunem că Duhul a făcut o lucrare creatoare. De pildă, în Geneza, capitolul 1, versetul 2, Scriptura ne spune că la început pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Imaginați-vă că la început Duhul Sfânt a fost prezent și a participat la creație. Apoi, El a fost prezent când Dumnezeu s-a descoperit pe sine. Vedeți, noi în mod special penticostalii, pentru că prin credința pe care o avem în persoana și lucrarea Duhului Sfânt, avem acces la o experiență cu lucrările lui Dumnezeu, noi uneori exagerăm cu prețul, cu valoarea pe care o punem pe experiență și minimalizăm valoarea pe care o punem pe cuvânt. Uneori pentru noi experiența noastră mistică e mai importantă decât cuvântul lui Dumnezeu. Și o greșeală mai mare decât asta nu putem face decât dacă ne-am lepădat de Dumnezeu. Experiențele pe care noi le avem cu Dumnezeu sunt importante, dar ele nu se compară absolut deloc cu valoarea Evangheliei. Experiențele noastre pot fi false, pot fi limitate, pot fi în parte adevărate și în parte neadevărate, că noi suntem niște oameni extrem de imperfecți și de incapabili. Mă refer acum în legătură cu în raport cu divinitatea și cu lucrarea lui Dumnezeu. Nu mă refer la capitol profesional, intelectual sau la alte aspecte ale vieții umane. Eu nu vorbesc de viața umană aici, deși noi trăim într-o viață umană, dar mă refer la viața spirituală pe care noi o trăim în Duhul și la lucrarea Duhului în noi și prin noi, în casele noastre și în biserica lui Dumnezeu și evident în lume. Dar atunci când Dumnezeu s-a descoperit, s-a descoperit pentru că noi nu l-am putea vedea pe Dumnezeu altfel decât prin ceea ce scrie Biblia.
Noi nu știm nimic mai mult decât despre Dumnezeu decât ce ne spune Biblia. Dacă n-am avea Biblie, noi n-am ști nimic despre Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ni s-a descoperit. Termenul teologic care vorbește despre descoperirea lui Dumnezeu se numește revelație. Ei, de aceea lucrarea de revelație este lucrarea în care este implicat Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte de Petru ce spune în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetele 20 și 21. Fiindcă mai înainte de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se interpretează singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu inspirați de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a condus revelația lui Dumnezeu. Scriptura aceasta pe care noi o avem, El i-a inspirat pe oameni să o scrie. Noi spunem că Moise este autorul primelor 5 cărți, Deuteronom, adică, respectiv Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Dar Moise nu e autorul Scripturii, este scriitorul Scripturii. Cum putem noi să spunem că un om e autorul Scripturii? Pavel nu e autorul epistelor sale, e scriitorul epistelor sale. Niciun om nu e autorul Scripturii. N-am avea încredere într-o carte în care oamenii sunt autori. Ei sunt doar scriitorii umani, însă autorul este Dumnezeu. Dumnezeu i-a inspirat pe oamenii ăștia, n-au scris de la ei, că dacă ei scriau de la ei, biserica creștină nu era biserică după 2000 de ani. Apoi, o altă lucrare pe care o face Duhul Sfânt este mântuirea oamenilor. Dacă Tatăl a proiectat mântuirea, Duhul Sfânt a realizat, Domnul Iisus a realizat-o, Duhul o aplică. Mântuirea este aplicată la noi de către Duhul Sfânt. Noi nu realizăm mântuirea, noi primim în dar mântuirea. Iar această a primi în dar este de fapt a primi prin și de la Duhul Sfânt care aplică mântuirea la noi. De aceea Duhul Sfânt este implicat nu doar în lucrarea creatoare și nici doar în lucrarea revelatoare, este implicat în lucrarea soterologică. Termenul e teologic, e pretențios, dar el vine de la verbul sotereo, care înseamnă a mântui. Soterologie înseamnă învățătura din Scriptură despre mântuirea omului, despre mântuirea din păcat. Duhul Sfânt este implicat, Duhul Sfânt face această mântuire. Duhul Sfânt o aplică la noi. De aceea, vedeți, există denominații neoprotestante care spun că atunci când omul este pocăit, atunci primește Duhul Sfânt și nu mai este nevoie de o altă experiență cu Duhul Sfânt. Eu vă întreb, dar nu-mi răspundeți. Important este să gândiți, doar ăsta e scopul meu, să vă motivez, să vă ajut, să vă îndemn să gândiți, pentru că astăzi una dintre cele mai mari două lipsuri pe care oamenii le au sunt gânditorii și bărbații. Poate vi se pare ciudat ce spun, n-am să explic, doar afirm. Nu există lipsuri mai mari în lumea noastră decât gânditorii și bărbații. Când spun bărbați, nu spun masculi, adică persoane de gen masculin, ci spun bărbați. A fi bărbat e diferit de a fi mascul. Și diferența stă în maturitate. Dar revenind, lucrarea pe care Dumnezeu o face de a mântui este lucrarea pe care, de care noi avem nevoie și fără Duhul Sfânt noi nu o putem înfăptui. Vă întreb, poate un om să fie mântuit fără ca Duhul Sfânt să fie implicat și să lucreze mântuirea aceasta? Evident, nu. Dar atunci când un om este mântuit și Duhul Sfânt dirigează, conduce, menajează, administrează mântuirea în viața unui om, asta înseamnă că el este botezat cu Duhul Sfânt? Nu uitați, nu răspundeți, asta este înțelegerea noastră. Numai gândiți-vă. Asta înseamnă că omul acela este și botezat cu Duhul Sfânt, este și umplut cu Duhul Sfânt? Dacă da, înseamnă că el nu mai are nevoie de o experiență ulterioară. Dacă nu, înseamnă că are nevoie. Dar de ce un Duh Sfânt la mântuire și încă un Duh Sfânt la botezul, la umplerea cu Duhul Sfânt? Cum? E vorba despre același lucru sau două lucruri puțin diferite? Uitați-vă, vă rog, că Scriptura ne spune despre o altă lucrare pe care o face Duhul Sfânt, pregătirea bisericii. Nu uitați, biserica a luat naștere în ziua 50.000,
adică în Fapte 2. Atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a coborât, apostolii au fost acolo, în mijlocul lor a coborât, în ei a coborât, între ei a coborât. Domnul Iisus le-a spus cu 10 zile înainte, o săptămână jumate în ziua înălțării. Domnul Iisus a înălțat în ziua 40 de la înviere, iar Duhul Sfânt a coborât în ziua 50 de la înviere. Asta înseamnă că între ziua 40, momentul înălțării, și 50, momentul coborârii Duhului Sfânt, sunt 10 zile în care ei au stăruit. De ce au stăruit? Hristos înainte, în ziua 40, când s-a înălțat, le-a spus să nu vă depărtați de Ierusalim, să rămâneți aici până când Duhul Sfânt va veni peste voi. Și versetul 8, Fapte 1 cu 8, spune așa, când, e o chestiune care vorbește despre timp, când Duhul Sfânt va coborâ, El vă va da o ungere. Uitați-vă pe scrin, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Ce veți primi voi? Duhul Sfânt, voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Voi veți primi o putere. Pe ce candea accentul? Pe putere. Ce înseamnă experiența aceasta? Primirea unei puteri. Dar de ce primim o putere? Pentru ca să acționăm în anumite proiecte, în anumite lucrări, în anumite activități duhovnicești. Nimic nu se face în lumea asta fără putere, indiferent că e electrică, e mecanică, știți care este cuvântul acolo în limba grecească? Că noul acesta testament a fost scris în limba grecească, că la vremea aceea era limba franca, era limba la modă, după cum astăzi este engleza. Era limba lui Alexandru Macedon care cucerise lumea. Era limba filozofilor, limba intelectualilor, limba înțelepților. E adevărat, Biblia, Pavel a scris într-un dialect mai hai să zic mai de la țară, deși nu e corectă exprimarea mea, dar e o exprimare mai ușor de înțeles. Era un dialect mai popular, numit coine. Nu era limba filozofilor, era limba oamenilor din piață. Dar atunci când el a scris, mai puneți odată versetul ăsta acolo, atunci când a scris veți primi o putere, el folosește cuvântul dunamis. Asta înseamnă exact dinamită. Asta înseamnă veți primi buf. Veți primi dunamis. Asta scrie. Exact așa scrie. Nu e vorba de interpretare, este Biblie. Apropo, permiteți-mi să fac o paranteză. Unii predicatori au obiceiul să remarce în biserică că ei vorbesc din Biblie, de parcă ceilalți n-ar vorbi din Biblie, ar vorbi din Coran sau din Eminescu. Vreau să precizez un pic, poate nici nu-i nevoie, dar lăsați-mă să fac și ce nu-i nevoie. Când un predicator vine aici, Biblie este doar când citește textul. După aceea nu mai e Biblie, este interpretarea lui cu privire la textul pe care l-a citit. Bărbaților, sunteți de acord cu ce am afirmat sau nu? Biblie este Ioan 16 de la 5 la 15, când dumneavoastră ați fost în picioare. Aia e Biblie. E, de atunci, până când o să mă opresc, eu explic cum cred eu în manieră penticostală, în denominație penticostală, ce am citit. Asta se numește teologie. Biblie e când citim din cartea asta. Teologie este când explicăm cartea asta. Teologia e explicația Bibliei. E teologie baptistă, e teologie penticostală, e teologie adventistă, e teologie creștină după Evanghelie. Știți câte teologii sunt? Poate nu vă vine să credeți. 35.000. Adică cartea asta poate fi interpretată în 35.000 de feluri. A, nu-ți vine să crezi. Ba da, să crezi, că e statistică. Dumneavoastră vă imaginați ce aglomerație. Vă imaginați ce îngrămădeală. Nu-i de mirare că câteodată creștinii nu se înțeleg om cu persoană. Fiindcă sunt foarte multe teologii, dar toate vin din aceeași sămânță originală, Biblia. De aceea a spus Hristos în Evanghelia după Luca. Ce scrie în Biblie? Asta e Biblia. Cum citești în ea? Asta e teologia. Asta e diferența între Biblie și teologie. Biblia este asta. Și când dumneavoastră stați în picioare și eu citesc, numai atunci este Biblie. Restul e teologie. O teologie care poate fi penticostală, baptistă, creștină după Evanghelie sau un amestec.
E bine să precizez asta, că sunt predicatori care vin și spun să știți că eu vorbesc din Biblie. Probabil că insinuând despre cei ai casei că nu din Biblie au vorbit până atunci. Revenind la gândul pe care l-am oprit deschizând paranteza aceasta, aș vrea să vă mai spun încă o lucrare sau două pe care Duhul le face. Duhul Sfânt împuternicește pentru lucrare. Asta este lucrarea misiologică a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt pregătește pentru misiune. Și când spun misiune, noi am consacrat termenul acesta pentru a pleca în misiune și în evanghelizare. Nu, termenul este pentru orice slujire. E o misiune pe care ți-ai asumat-o de la Dumnezeu ca să lărgești împărăția, să contribui la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Observați, fetițele acestea în seara asta au făcut o misiune pentru Dumnezeu. Au recitat un psalm. Altcineva a cântat, a făcut o misiune pentru Dumnezeu. Noi o să participăm probabil la cântările în comun sau poate la rugăciune împreună. Facem o misiune pentru Dumnezeu. Unii fac misiuni fiind consacrați pentru asta. Alții fac misiuni din când în când. Dar oricine face o misiune pentru Dumnezeu, în mod normal, Duhul Sfânt ar trebui să ne călăuzească. Asta în situația în care suntem niște oameni cu o inimă atât de curată încât Duhul Sfânt poate să stea în curăție inimii noastre. Că după cum Dumnezeu n-a rămas în inima lui Adam neascultătoare și nici în a lui Acan furăcioasă și nici în a lui David prea curvar și nici în a lui Petru care a umblat cu fofârliga și nici în a lui Anania și Zăfira care a făcut business murdar, tot la fel nu va sta nici într-o inimă murdară la mine sau la dumneata. Duhul Sfânt nu s-a acomodat după 2000 de ani să stea bine și într-o inimă păcătoasă. Eu nu vorbesc acum de a aluneca deodată într-o greșeală, ci eu vorbesc de a trăi în păcat. E diferență ca de la cer la pământ. Că dintr-o dată, într-o greșeală, cu toții am alunecat și probabil chiar astăzi. Dacă cineva poate să spună că astăzi a umblat într-o neprihănire desăvârșită, înseamnă că trebuie să stăm de vorbă la sfârșitul programului. Nu insinuez nimic. Imaginați-vă că nu insinuez. Vreau numai să spun următorul lucru. Noi nu mai trăim în păcat. Asta e clar. Noi nu mai trăim în păcat. Dar noi mai greșim, mai păcătuim în momente de neveghere, de neatenție, de grabă, când ne-o ia înainte firea și Duhul rămâne în urmă sau se oprește de tot. Atunci ne ducem după mintea noastră. Trebuie să recunoaștem că uneori poate se întâmplă lucrul ăsta. Și mă gândesc că ultima lucrare pe care Duhul o face este lucrarea escatonului. Escaton, vedeți, cele mai multe cuvinte teologice vin din limba grecească sau din limba latină. Greaca a fost în generația Mântuitorului și Apostolilor, latina a venit puțin mai târziu. Septuaginta nu este altceva decât cărțile sfinte în limba latină. Ei bine, escaton înseamnă sfârșit în limba greacă, așa că doctrina, învățătura despre vremea sfârșitului se numește escatologie. De aceea lucrarea escatologică tot Duhul Sfânt o face, pentru că El pregătește biserica, El e în noi și va rămâne până la sfârșit. Dacă Domnul va veni în generația noastră, Duhul Sfânt ne pregătește pentru momentul acela al răpirii. Dacă am fi fără El, am fi niște mari ipocriți și niște mari bandiți religioși. Dar El în noi ne sfințește, ne dă speranța veșniciei, ne îndeamnă, ne mustră, ne aduce aminte, ne inspiră, ne călăuzește. Și putem să folosim o grămadă de verbe care exprimă diverse manifestări ale Duhului în noi. Noi trebuie să fim plini de Duh. Și asta nu are legătură cu penticostalismul, ci are legătură cu a fi duhovnicesc. De fapt, a fi duhovnicesc este o poreclă, cum a fi tractorist e o poreclă. Când spui un om e tractorist, înseamnă că e omul care conduce tractorul. Când spui duhovnicesc, este omul care e condus de Duhul. Dacă nu-L ai pe Duhul, nu ești duhovnicesc. Dacă nu lucrezi pe tractor, nu ești tractorist. Noi suntem chemați să fim duhovnicești pentru că Duhul locuiește în noi. Și când Duhul locuiește în noi, El ne ajută mai mult decât putem face noi. El vine cu rezerva de putere pe care noi nu avem, dacă îmi permite să revin la exemplul original, ca să putem zbura. Noi putem zbura dacă Dumnezeu ne ajută. Noi putem să ne sfințim dacă Dumnezeu ne ajută. Chiar dacă sfințirea noastră are șchiopătelile ei, are ezitările ei, are ieșirile ei în decor, nu suntem de acord cu ele,
doar recunoaștem că ele există. Probabil la unii mai mult, la alții mai puțin, la unii mai des, la alții mai rar, dar umanitatea noastră uneori ne pune jos. De fapt, totul este lupta între doi oameni. Să nu mai vorbesc că noi ne luptăm cu trei lucruri. Noi ne luptăm cu firea pământească, care este eu. Firea pământească este eu. E foarte ciudat, sună filozofic. Dar firea pământească e partea asta din mine, carnea, trupul. Apoi, noi ne luptăm cu lumea. Și noi ne luptăm cu duhurile întunericului. Acestea sunt cele trei entități cu care un creștin luptă. Firea pământească vrea să ne pună jos, să ne seducă. Este noi, ne seducem pe noi, că noi sunt doi oameni. E omul care s-a născut din nou, din Hristos, care se hrănește, mănâncă rugăciune, mănâncă citit de Biblie, mănâncă părtășie cu frații, mănâncă întâlniri pe teme duhovnicești, studii biblice, îmbărbătări, zidiri frățești, mănâncă post, mănâncă meditații când stai singur și te gândești la Dumnezeu, la cum ai reușit să ajungi prin ajutorul Lui. Cu asta se hrănește, asta e benzina pentru omul duhovnicesc. Omul firesc, dimpotrivă, se hrănește cu pornografie, se hrănește cu bârfă, se hrănește cu minciună, cu furt, se hrănește cu, în general, cu senzualitate, cu nuditate, cu vulgaritate, cu sexualitate, se hrănește cu tot ce este mizerabil și murdar. Și care se hrănește mai mult, îl domină pe celălalt. Doar atât. Doar atât. E simplu ca și cum îți iei căciula și s-o pui la loc. Care om este mai hrănit dintre aceștia doi, îl domină pe celălalt. Dacă te rogi 5 minute pe zi și te uiți pe Facebook 2 ore sau la un film 1 oră 45 de minute sau deschizi telefonul și bârfești pe păstor sau pe dirijor că nu știu ce nu-ți place la el o jumătate de oră sau 15 minute, eu te întreb, una este să mănânci 5 minute și alta e să mănânci 30, nu? Dacă eu ți-aș pune mâna la gură și din 24 de ore te-aș lăsa numai 5 minute să respiri, aș mai avea pe cine să las. Cum vrem noi să fim duhovnicești? Că noi suntem duhovnicești prin confortul pe care Duhul Sfânt îl are să stea în noi. Dar dacă nu ne rugăm, dacă nu citim din Biblie, astea nu-s porunci, că nu e o poruncă să respiri, e o nevoie. Pentru respirație există automatism. Că ăsta este unul dintre automatismele, cele două, trei cu care un copil se naște. Respiratul, subtul și clipitul. Astea sunt automatisme. Știți că în creier e o bucățică așa care se ocupă cu respirația. Numai treaba asta o are. Acum spune să respir. Mai odată. Dacă ar fi manual... Acum e pe pilot automat, noi respirăm fără să vrem. Dar dacă ar fi pe manual? Păi eu mă gândesc că uneori am uitat să mai... Dar cum mai dormi? Nu mai poți să mai dormi dacă e pe manual. Trebuie să stai ca să respiri. Imaginați-vă ce bun e Domnul. Că a pus un motoraș, niște senzori, niște condensatori ce-o fi acolo în bucățica aia și respiratul nu e în grija noastră. E pe pilot automat. Sfințenia nu e pe pilot automat. Sfințenia e manuală, e la noi. Noi dacă vrem să ne rugăm, ne rugăm. Dacă nu vrem, nu ne rugăm. Nu-ți trebuie să te rogi în lumea asta. Nu-ți trebuie să fii pocăit, nu-ți trebuie să crezi. Când te duci să-ți cumperi mașină, pâine, haine, te angajezi, te întreabă cineva dacă ești credincios? Nu. Ba dimpotrivă, acum e interzis. Numai când mori. Atunci când ești în mormânt, de fapt nu chiar atunci, cu puțin înainte când îți pleacă Duhul, atunci contează, că dacă atunci nu ești credincios, te duci în iad. Dar cine știe când se întâmplă asta? Nu știe nimeni. Se poate întâmpla la noapte? Mulțumesc! Se poate întâmpla la noapte. O grămadă de oameni vor muri la noapte. Revin, închid paranteza aceasta. În continuare vreau să accentuez două din lucrările acestea. Și vreau să accentuez lucrarea, mai introduc un termen puțin pretențios teologic, oricum noi trebuie să învățăm termenii ăștia pentru că noi trăim într-o infuzie de cunoștință.
internetul, în mod deosebit, ne oferă acces în toate bibliotecile lumii. Nu trebuie să te mai duci astăzi la o bibliotecă, la o librărie, ci trebuie să ai numai un device, un telefon, un iPad, un computer, un ceva, un laptop, și dacă ai internet, poți să te duci oriunde. Și sigur, poți să te duci și pe un drum greșit, interzis. Dar regenerarea, de fapt, este un sinonim, adică un alt cuvânt despre nașterea din nou. Astăzi, peste tot citim în cărți teologice că lucrarea regeneratoare. Lucrarea regeneratoare e lucrarea de înnoire. E lucrarea de revenire la viață. E lucrarea de renovare, dacă vreți. Cumperi o casă foarte prăpădită, aproape să se răstoarne, și pur și simplu investești o sumă mare de bani și o faci ca nouă. Ea nu-i nouă, e ca nouă. Ei, ceva de genul ăsta este nașterea din nou în om. Lucrarea regeneratoare. Și aș vrea să spun următoarele lucruri despre lucrarea regeneratoare. Aceasta este o lucrare interioară. Aceasta are rolul să lucreze în interiorul meu și să mă înnoiască pe mine. Eu de 57 de ani sunt aici, am vechime 57 de ani pe pământ. În acest, și pe dumneavoastră, mulțumesc. Și în acești 57 de ani, eu am degradat ființa asta numită eu. Din punct de vedere al lui Dumnezeu am degradat-o. Din punctul meu de vedere s-ar putea să mă cred grozav, să povestesc câte beri beau, ce am făcut azi noapte. Cam cu asta se ocupă bărbații din lume, numai să știți bine. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, eu am degradat și am nenorocit această ființă pentru că am așezat-o în cel mai periculos loc de pe pământ, sub mânia lui Dumnezeu. Sub mânia, pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că am păcătuit. Asta înseamnă că la intersecția vieții am trecut numai pe roșu. Și am sfidat justiția divină prin păcatele mele. Alcool, țigări, o viață mediocră, ipocrită, compromisă, imorală, lucruri legate de sexualitate, curvii, pofte, flirturi, pornografie, masturbare, iertați-mi exemplele, dar asta e viața. Ce faci dacă doar vii la biserică cu stilul ăsta de viață? Pe ce-l interesează pe Dumnezeu că vizitezi biserica ca un muzeu? Scopul lui Dumnezeu este să te sfințești, nu să faci vizite la biserică. Scopul lui Dumnezeu este să te sfințești, nu doar să te pocăiești. Scopul lui Dumnezeu este să te sfințești, nu doar să te botezi în apă. Pentru că cel mai ușor este să faci ceva într-o seară. Te pocăiești într-o seară, te botezi într-o seară, te umpli cu Duhul Sfânt într-o seară, te ordinezi într-o seară, te faci membru într-o seară, dar a te sfinți în fiecare seară. Și asta este dificultatea. Că dacă ar fi într-o seară, te încordezi, reziști până la 9 și ai scăpat. La urmă, am scăpat. Dar mâine când te trezești, un singur lucru important. De respirație pe pilot automat. Un singur lucru e important, să te sfințești. Asta nu e pe pilot automat. Așa că primul lucru când ne trezim, ne spălăm pe dinți, dacă suntem bărbați ne bărbierim, dacă suntem femei ne aranjăm și după aceea fuga la mașina de cafea. Nu vă gândiți că Biblia spune la început Dumnezeu? La început Dumnezeu. Asta înseamnă că primul lucru pe care îl faceți este să îngenuchiați acolo în pat sau lângă pat și să spuneți o rugăciune. Și să spui, Doamne, mulțumesc că sunt întreg. Mulțumesc că m-am trezit. Dar să știți că într-o zi nu ne vom mai trezi. Mulțumesc că m-am trezit. Mulțumesc că am mintea întreagă, că poți să te trezești, să nu mai știi cine ești. Să te ia de mâniță și... Cu 4 ani în urmă m-am dus la doctor că mi s-a făcut rău și mi-au făcut o grămadă de teste toată noaptea și a doua dimineață m-a internat pe secția de neurologie. Dumneavoastră știți ce e la neurologie, e cu capul. Și era o doctoriță din Germania și ea mi-a spus, uite, tu ai avut syncop, se numește, syncop. E un fel de preaccident vascular la cap, la creier. Și 4% dintre oamenii care au făcut ce ai făcut tu vor face accident vascular în următoarea lună de zile. Asta înseamnă că tu s-ar putea să faci așa și să rămâi o legumă sau să mori. În situația în care mori, mori. Dar în situația în care rămâi o legumă, tu rămâi în viață, dar nu mai ești responsabil de tine.
Scrie aici numele persoanei care vrei să fie responsabile de tine și semnează. Și n-am putut să zic nimic pentru că aveam aici plânsul. Eu nu mi-am imaginat, eu am crezut că mă doare capul, fraților. Ce? M-a durut capul de o grămadă de ori în viață. Dar eu mă duc că mă doare capul și i-am spune că eu o să mor și o să înnebunesc și o să rămân fără minte? Atât de tare m-a strivit, m-a zdrobit, m-a frânt, m-a umilit experiența aceea, încât îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin experiența aceea și prin altele ca aceasta, pentru că ele m-au ajutat în omul din lăuntru. Experiența aceea m-a ajutat mult ca să-mi dau seama cât de trecător sunt eu, cât de ușor poți să mori. Poți să mori mai ușor decât să trăiești. E mai ușor să mori decât să trăiești. Cel mai ușor e să mori. Cel mai ușor e să rămâi nebun sau cine știe să ți se întâmple. Noi trăim într-un corp mai fragil ca un ou crud. Suntem fragili și vulnerabili. Numai harul lui Dumnezeu ne ține în viață. Numai harul lui Dumnezeu ne face să vedem, să auzim, să mirosim, să pipăim și să avem mintea întreagă și să venim la adunare urmându-L pe Hristos, pentru ca să avem parte de o lume unde nu mai suntem fragili. Veșnicia lui Dumnezeu, dacă vom rămâne mântuiți până la sfârșit, prin mila Domnului și prin ajutorul Lui. Lucrarea interioară înseamnă înnoirea, renovarea, ca o companie pe care după ce ți-ai luat o casă stricată, o chemi și spui, vreau să schimb tot. Da, dar costă 50.000 de euro. 50.000 de euro, dar schimbă tot. Așa face Duhul Sfânt când omul se pocăiește. Asta e lucrare interioară. Ea e făcută în om, pentru om. Duhul Sfânt nu folosește pe om înainte de a-l schimba pe om. Prima lucrare nu e cea exterioară, ci e cea interioară. Ăsta este riscul pe care noi, în care noi îi atragem pe cei care sunt VIP-urile societății și se convertesc. Se convertește un fotbalist, se convertește un politician, un ministru. Știți ce facem? Nu-l lăsăm acolo pe bancă un an de zile ca să lucreze Duhul în el și să se sfințească. Îl aducem imediat aceea moț la microfon. Și de la nopțile petrecute pe nu știu unde, țop la microfon a doua zi. Dar el n-a trecut prin lucrarea interioară, n-a avut timp să crească, că el știe să vorbească, că asta e meseria. Ăsta e riscul la care îi expunem pe oamenii ăștia. Și noi ni se pare că le creăm o favoare. Ascultați-mă, când un om se pocăiește, să știți că pocăința unui ministru e la fel ca pocăința unui cioban. Înaintea lui Dumnezeu e un suflet. Meseria nu contează așa de mult înaintea Domnului, numai pe noi ne impresionează. Numai noi avem slăbiciuni la ăștia cu bani și cu meserii mari. Numai noi. Dumnezeu nu are nicio slăbiciune și nicio datorie la ei. Pentru el s-a pocăit un păcătos. Că e un păcătos ministru, pe Dumnezeu lasă rece ministerele din lume. Ceea ce îl încălzește este pocăința omului. Atât. În fața lui Dumnezeu, ciobanul este ministru și ministrul este cioban. Pe Dumnezeu nu-L interesează rangurile noastre. Absolut deloc. Pe Dumnezeu îl interesează mântuirea noastră și o să vă spun ceva ce o să vă șocheze. Pe Dumnezeu nu îl interesează așa de mult fericirea noastră. Înainte să mă judecați, luați-vă timp să gândiți. Pe Dumnezeu nu îl interesează așa de mult fericirea noastră. Pe Dumnezeu îl interesează mântuirea noastră. Pe Dumnezeu nu îl interesează așa de mult sănătatea noastră. Pe Dumnezeu îl interesează mântuirea noastră. Știu că vă doare urechile să auziți asta. Dar ascultați-mă, eu vă dau argumente din Scriptură. Patru prieteni l-au luat pe un om bolnav și l-au dus în prezența Domnului pentru că Domnul ajunsese în localitatea lor. Și scopul lor a fost ca Iisus să-l vindece. Ăsta era paralizat total. Și Hristos, în loc să-l vindece, l-a mântuit. Și ăștia s-au enervat. Dar de asta are nevoie prăpăditul ăsta. Fă-l, Domne, sănătos, să însoare și el, să muncească. Să poată să fugă, să obosească. Ăsta n-a obosit de când s-a născut. Și lui și mântui dacă îl mântuiești. Pe Hristos îl interesează să fim mântuiți, că atunci când ești mântuit, nu mai mor niciodată. Aleluia. Grupul Eldad din România au făcut o cântare, nu știu bine cum se numește, dar e cu pustia, ceva în pustie. Și ei au biruitori în pustie. Există acolo o strofă care
mă curentează întotdeauna când o ascult. Spune, diavolul știe că eu nu pot muri. Este extraordinar. Mi se pare toată Evanghelia înghesuită în afirmația asta. Diavolul știe că eu nu pot muri. Atunci când devii mântuit, nu mai mori, nu mai suferi, nu mă refer atâta cât mai trăiești în lumea asta, dar veșnicia este deschisă fără nicio limită. De aceea mântuirea omului este importantă. Dacă Domnul te vindecă, mâine te-a vindecat de genunchi și te doare capul. Te vindecă Domnul acum și peste 2 zile sau 2 ani sau 20 de ani mor. Care e diferența între 2 ani și 20 de ani? De 3 ori mai multe din astea așa. Nu vreau să, poate că un pic am exagerat punând aceste două lucruri în comparație, vindecarea și mântuirea și fericirea și mântuirea, dar le-am pus intenționat în comparație ca să vă spun că noi de fapt vrem să fim fericiți și sănătoși pentru că noi suntem foarte lipiți de viața de pe pământ. Aduceți-vă aminte ce a spus Pavel, dacă trăiesc aleluia, dacă mor aleluia. Și noi spunem asta de la Amvon. Dar când ni se întâmplă și suntem acasă, ați observat că intrăm în panică, repede, repede, nu știu cât e aici să sun la salvare, la ambulanță, dar apropo, câțiva ani în urmă eram la Adi și Estera, am venit la o conferință la Linz și mi s-a făcut rău, am leșinat la ei în casă, am venit bolnav de acasă, eram și cu Carmen atunci și a trimis un elicopter după mine. Că Adi i-a spus, domne, e unul aici din America la mine acasă și ăsta a leșinat, nu mai suflă, moare, faceți ceva. Și au venit într-o clipă, a sunat la oamenii ăia și oamenii au venit că asta este meseria lor. Dar mântuirea mea nu depinde de ambulanță, nu depinde de încă 10 ani, cât o să mai trăiesc eu de la 57 în față? Ai încă atâta, dar nu cred că mai trăiesc încă atâta, că deja oamenii nu se duc atât de mult. Dar atâta dacă aș trăi, știți cât de repede au trecut 57 de ani? Mă și mir unde am fost în ăștia 57 de ani, că parcă a fost un an. Ar mai fi încă unul. Se compară cu veșnicia. Ideea este că Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu, nu este să fim niște îngeri pe pământ. Scopul lui Dumnezeu este să fim mântuiți și apoi să trăim cu El în veșnicie. De aceea pe pământul ăsta și oamenii credincioși trec prin necazuri, trec prin boli, uneori terminale, unii mor de tineri, le rămână soția sau soțul, poate un copil le moare. Nici nu-ți vine să crezi că un copil de 3-4-5 anișori e ca un îngeraș, pleacă și oamenii întreabă, unde-i Dumnezeu? Pentru ei Dumnezeu trebuie să fie numai aici, să fim plini de bani, sănătoși tun și nopțile să le petrecem păcătuind. Asta înseamnă Dumnezeu pentru ei. Interesul poartă fesul, vorba lui bunica. Scopul lui Dumnezeu este în legătură cu viața veșnică. Dumnezeu nu aici este împărăția lui, de aceea scopul lui nu e ca noi să rămânem aici. Noi suntem în tranzit. Scopul lui Dumnezeu este să fim cu El, iar El nu e aici. Asta nu înseamnă că nu e și aici, dar nu aici e reședința și nu aici este împărăția lui. Am tendința să mă pierd în amănunte, așa că o să plec de la ideea aceasta și repet doar faptul că lucrarea interioară presupune pocăință, naștere din nou, botez cu Duhul Sfânt și sfințire. Toate lucrurile astea se petrec înăuntru și toate lucrurile astea se petrec în folosul nostru. Excepție făcând, fiind ultima dintre ele, care face tranziția între lucrarea din interior și exterior, botezul cu Duhul Sfânt. Pocăința, nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt și sfințirea. Toate acestea se petrec în om, în inima omului. Un om este un credincios autentic atâta timp cât trăiește în pocăință, cât rămâne născut din nou, cât rămâne plin de Duhul și cât trăiește în sfințire. Dacă așa îi este viața, nu are niciun risc să nu ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Însă, după lucrarea aceasta, care este o lucrare transformatoare, interioară, lucrează o lucrare împuternicitoare, exterioară. Și aici revenim, apropiindu-mă de încheiere, la Fapte, capitolul 1, versetul 8. Mai putem să-l avem o dată pe screen? Uitați-vă acolo. Voi veți primi o putere. Puteți să puneți punct în loc de virgulă. Asta este acțiunea. Voi veți primi o putere. Erau mântuiți apostolii, vă rog, nu-mi răspundeți. Erau mântuiți apostolii când a coborât Duhul Sfânt peste ei?
Asta înseamnă că e nevoie de o experiență ulterioară pentru un lucru care nu are legătură directă cu mântuirea. De ce nu are legătură cu mântuirea? Păi nu eu spun asta, uitați-vă acolo. Veți primi o putere ca să fiți martori, nu mântuiți. Noi suntem mântuiți când credem în Iisus și ne pocăim. Și când ne naștem din nou. Atunci ești mântuit. Asta este o lucrare care are alt scop. Voi veți primi putere ca să fiți martori, de aici, din Viena, mai întâi în Viena, fiți martori în Viena, mutați-vă în Linz și apoi până la marginile pământului. Vedeți ceva problemă de mântuire aici? Nu? Dar ce este? E problemă de slujire. Nu e problemă regeneratoare, transformatoare, e problemă împuternicitoare. Te împuternicește Dumnezeu ca să fii proroc, să fii văzător, să fii visător, dar nu visător în sensul glumeț al cuvântului, să fii păstor, prezbiter, diacon, levit, cântăreț, să fii un conducător de adunare, să fii un om prin care se manifestă darurile Duhului sau să fii un creștin care mărturisești cu viața, în primul rând, că Iisus este Domnul. Asta este o lucrare pentru care ai nevoie de putere. Primul scop pentru care noi primim puterea este să mergem. El ne spune, veniți la mine. 2. Învățați de la mine. 3. Duceți-vă. Dar nu înainte să primiți puterea. Sunt oameni ăștia mântuiți? Păi lucrarea interioară este săvârșită înainte de lucrarea exterioară. Lucrarea interioară e în mine, pentru mine, pentru mântuirea mea, pentru regenerarea mea, pentru transformarea mea, pentru sfințirea mea. Și când această lucrare este realizată, dintr-o dată scopul lui Dumnezeu nu e ăsta. Scopul lui Dumnezeu este, după ce am ajuns în faza aceasta, să primesc puterea, să-mi înțeleg chemarea, să am o viziune și să fiu de folos în împărăție. Am să vă citesc ceva din Scriptură. Corinteni 12:7. Aici spune, la o parte dintre voi vi se va da arătarea Duhului. Fiecăruia. Haideți să o luăm pe rând. Până la fratele păstor, până la mine. Vi s-a dat arătarea Duhului? Fiecăruia. Da, fiecăruia înseamnă un singur lucru. Fiecăruia. Vi s-a dat arătarea Duhului? Asta înseamnă că trebuie să începeți de aici din Viena. Ați început deja? Da, până unde ați ajuns? Acestea sunt întrebările pe care le putem pune pe marginea la Fapte 1:8. O putere va veni peste voi când Duhul va coborâ, o putere va veni, vă va echipa, vă va împuternici, vă va da un inventar. Dacă ești sudor, ți se dă ceva, niște scule. Dacă ești mecanic, ți se dă alte scule. Dacă ești frizer, ți se dă alte scule. Dacă ești doctor, ți se dă bisturiu și alte siringi. Orice ai fi, ai niște scule, niște instrumente. Pentru ce? Să împlinești o misiune. Care este misiunea mea? Care este orașul în care trăiesc eu? Până unde am ajuns plecând de acolo? De ce am primit puterea? Ce să fac cu ea? Observați că puterea asta nu ne este dată în primul rând ca să ne sfințim, în al doilea rând ne este dată să ne sfințim. Dar în primul rând ne este dată să mergem. Duceți-vă. Când Domnul Iisus a plecat, astea au fost cuvintele care le-a spus. Duceți-vă, remarcate în Matei și în Marcu. Duceți-vă în toată lumea. Faceți ucenici din toate, atenție, toate neamurile. Asta înseamnă că trebuie să trecem de etnia română. Corect? Faceți ucenici din toate națiunile pământului. Și atenție, nu învățați-i. Vă rog frumos, încordați-vă puțin atenție acum. Nu învățați-i, învățați-i să păzească. Asta înseamnă, nu le dați informații, stați acolo până vedeți că le aplic. E clar? E simplu? Sigur.
Observați și creștinismul. Creștinismul nu-i filozofie. Creștinismul este practicarea lucrului pe care îl știi despre Dumnezeu. De aceea noi spunem credincios practicant. De ani de zile folosesc expresia asta, pentru că sunt foarte mulți credincioși nepracticanți. Nu mă refer la evanghelici acum. Dumneavoastră știți bisericile istorice. Asta însemnând ortodox și catolic. Deși Dumnezeu mântuiește pe cine vrea, de unde vrea, nu o să-mi ceară mie permisiunea. Dar eu vorbesc ca și regulă generală. Oamenii lui Dumnezeu, atunci când vorbim despre lucrările Duhului Sfânt, ne este simplu să mergem și să vorbim în limbi? Ne este simplu să spunem am avut un vis și să ni se pară că ne-am transformat în niște elite spirituale? Însă scopul lui Dumnezeu nu este acesta decât într-o mică măsură. Ce vrea Dumnezeu este să ne sfințim. Dacă nu ne sfințim, El nu se poate folosi de noi. O să-mi dai mie dacă vine un gazdă la dumneata mâncare într-o farfurie murdară? Nu. E onoarea dumitale. Cum, poate că o să mănânc de rușine, sau eu ce știu ce să cred. Dar în sfârșit, e complicat, nu poți să-i dai unui musafir mâncare într-o farfurie murdară, decât numai dacă ai fi în Sahara și n-ai cu ce să o speli. Duhul Sfânt vrea să ne sfințim. Frații mei, surorile mele, nu poți să zbiruiești carnea asta decât numai dacă o înfometezi. Înfometează-o și inclusiv fizic, prin cel puțin o zi de post. Am să vă spun ceva și din nou s-ar putea să vi se pară ciudat. Dar dumneavoastră nu credeți ce spun eu, gândiți, cugetați. Și dacă e drept, luați, dacă nu, aruncați, că nu o fi bine tot ce spun eu. Postul, când este vorba de înfrânare, este mai util decât rugăciunea. Postul, când e vorba de înfrânare, păcate care țin de înfrânarea cărnii, mai ales vorbim acum în partea bărbaților un pic. Vă aduceți aminte de Matei 5:28? Și dacă cineva se uită după, așa, vă aduceți aminte? Știți ce vreau să spun? Matei 5:28. Bărbații care au probleme cu pornografia și implicit cu... nu există alt cuvânt decât ăsta, n-am ce să spun. Și cu masturbarea. Sau e dependent de alte lucruri care țin de sexualitate. Aduceți-vă aminte, postul este unul dintre cele mai importante lucruri. Pentru că această carne care ne împinge în dependența de a repeta destrăbălarea, este învinsă luându-i puterea, luându-i energia. Pune pe off, oprește întrerupătorul, dă-l așa. Nu e un întrerupător aici, că chiar îl stingeam. Oprește curentul, ia-i curentul. Ia-i, fă-i la benzină așa, cum erau motocicletele mai vechi. Aveam eu o motocicletă în România, avea un robinețel de la, îl închideam așa și îl deschideam invers. Ia-i gazul! Dacă îi lași gaz, ascultă-mă, și peste 10 ani tot acolo te va duce. Vei fi exact ca acum, o persoană dependentă și ascunsă. Adică ascunsă în sensul că te ascunzi să nu afle soția sau părinții, deși ți-e groază de situația în care te afli. Ai crezut că te vei vindeca, că vei putea să ieși de sub robie, că te-ai rugat și nu s-a întâmplat mare lucru. Ai stat o lună și din nou ai căzut. Este cea mai mare problemă a bărbaților din generația noastră. Statisticile spun că femeile ne ajung din urmă. Bărbații, la statistica asta, la pornografie, sunt 91%, femeile sunt 83%. Înainte erau 10 sau 15%. 83%. Asta spun statisticile. Frații mei și surorile mele, noi am venit aici în locul ăsta care este dedicat închinării pentru Dumnezeu. Și aici suntem extrem de cuminți. Vorbim la superlativ despre spiritualitate, despre sfințenie. Avem cele mai curate gânduri și sentimente și aici ne liniștim în prezența Domnului. Dar dumneavoastră știți că noi nu trăim aici. Noi venim 2 ore aici și plecăm. Și când plecăm, unii dintre noi intră într-o mizerie în care noi, dacă am ști, l-am trage de urechi pe omul ăla. Este ușor să vorbim despre lucrurile astea. Însă este greu să le practicăm. Pentru că această carne
este dușmanul omului care tocmai s-a născut din nou. Și îi pune piciorul pe cap, îl leagă la mâinile la spate și îl comandă. Și nu-l lasă să se manifeste, să fie liber, să lucreze, să se desfășoare. Pentru că e puternic, e hrănit, e hrănit. Și cu mâncare? Păi bagi atâtea calorii, frate, de pleznești. Mai multe decât ai nevoie. Pentru că trăim într-o vreme de abundență maximă. Păi eu am văzut prima sticlă de Pepsi la 18 ani și am băut din ea la 21 de ani. Cu ochii am văzut-o în piață la Giurgiu când aveam 18 ani, dar n-am avut ocazia decât 3 ani mai târziu să beau o gură de Pepsi. Și uitați-vă la nepoții mei, îl aruncă, udă florile cu el. Ce e o sticlă de Pepsi astăzi? Te scarpin și cumperi o navetă, o ladă. N-a fost niciodată pe fața pământului abundență cum e astăzi până acum, niciodată. Nu vedeți că nu mai avem loc de mașini? Nu mai avem loc de mașini. Străzile astea au fost făcute când era căruță și cal și avea boierul, primarul, polițistul și cu popa. Ne merge bine. Și de atâta bine nu suntem cu minți. Carnea asta trebuie să o punem jos. Trebuie să nu-i mai dăm atâta putere pentru că o folosește greșit și pentru că se duce la omul dinăuntru și îl robește, îl îngenuchează, îl pune jos și îl comandă și el ar vrea, el știe să se sfințească, dar nu are energia necesară. Vino un pic. Acum o să încerc și eu. Care a fost diferența? Diferența a fost că el nu a avut putere să mă împingă pe mine. A vrut? A vrut săracul. A putut? Nu. Eu am putut? Am putut. De ce? Nu e nevoie să spun. Eu sunt un adult. El e un copil. Așa este cu omul firesc. Așa îl dirigează și îl împinge împotriva voinței lui pe omul dinăuntru. Pentru că nu e hrănit. E înfometat, îi dăm câte o picătură ca la papagal, ca la păsărica aia din cușcă de acasă. Aia dacă îi dai două bobițe s-a săturat. Păi dă-i la un animal mare două bobițe. Îi intră printre dinți. Frații mei, nu avem nicio șansă să biruim ispitele sfârșitului care s-au descătușat și investiția diavolului în generația noastră cu rugăciune la masă, cu citirea Bibliei la biserică și cu post atunci când cineva din biserică are o boală terminală. Te rog în numele Domnului în seara asta, te rog în numele Domnului, hotărăște acum o zi de post din săptămână, dar să-ți fie regulă de viață și ca să fii sigur că te ții de cuvânt, spune la toată lumea, eu de acum încolo să știți că vreau să postez joia. Du-te și spune-i soției diseară, spune-i copiilor și spune-le la prieteni. Fraților, ajutați-mă în rugăciune ca să poți posti în fiecare joi. Spune la toți ca să nu mai poți da înapoi. Te ajută faptul ăsta. Nu tăcea din gură că dacă știi numai dumneata, săptămâna viitoare te oprești și nu știe nimeni și te oprești ușor. Fă în așa fel încât să-ți fie rușine să te oprești. Găsește-ți un ajutor. Hotărăște o zi în care să postești. Dar în fiecare săptămână, fără motiv, mulțumește-i lui Dumnezeu. Roagă-te pentru soție, pentru soț, pentru copii, pentru părinți, roagă-te pentru păstor, pentru biserică, roagă-te pentru misionari uciși, roagă-te pentru copiii, roagă-te pentru mamele care fac avort, roagă-te pentru Trump și pentru, roagă-te pentru oameni, roagă-te pentru lucrarea lui Dumnezeu, implică-te activ. Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. În ce fel ți s-a arătat? Ce ți-a spus când s-a arătat? Rugați-vă 5 minute dimineața, dar nu pentru masă, rugați-vă 5 minute. Nu să știți cât îți ia 5 minute. 5 minute e foarte puțin. Rugați-vă 5 minute, dar 5 minute.
Credeți-mă că dacă faceți asta o lună de zile, o să vă intre în reflex și nu o să mai puteți face altceva. Dacă ar fi o jumătate de oră, ai zice, n-ai timp. Dar 5 minute ai timp absolut întotdeauna. Numai 5 minute. Citește un capitol din Biblie, iar dacă nu ai timp să citești un capitol din Biblie, citește o jumătate de capitol din Biblie. Dacă n-ai timp să citești o jumătate de capitol, citește 3 versete din Biblie. Roagă-te 5 minute și citește 3 versete. Asta înseamnă 6 sau 7 minute. Din 24 de ore, 6 sau 7 minute. Asta înseamnă, știi ce înseamnă? Să mănânci o jumătate de sandwich în fiecare zi pentru omul biologic. Cam asta înseamnă, un sfert de sandwich sau o jumătate de sandwich. Mă gândesc că nu cred că mor de foame dacă bei 2-3 litri de apă. Dacă nu facem acest minim, minim, minim necesar, frații mei, suntem un fel de umbre, iar omul din lăuntru este pur și simplu legat, înfășurat și pus jos, iar ăsta îl domină și se răstește la el ca la un copil. Taci din gură, mă! Îl domină, îl comandă și nu are nici o putere. Nu tu inspirație, nu tu revelație, nu tu îndemn, nu tu gânduri bune, nu. Și noi trăim un chin și o insatisfacție teribilă. Să știți că oamenii care acum sunt între noi și trec printr-o perioadă de dependență față de păcat, mai ales păcatele cărnii creează cea mai mare dependență, pe lângă droguri. Oamenii aceștia, ei sunt conștienți de starea lor și sunt foarte frustrați, sunt dezamăgiți de ei și sunt extrem de nefericiți. Ei suferă în interior, dar nu știu cum să scape și le este rușine să spună cuiva, nu, pur și simplu nu știu cum să scape. Este simplu. Hrăniți omul din interior. Dați-i mâncare felul 1, felul 2, felul 3. Post, Biblie și rugăciune. Nu poți să te rogi ca George Mueller 2 ore. Nu-i nicio problemă, roagă-te 2 minute. Omule, 2 minute. Dar să pleci din casă fără să spui 2-3 minute de rugăciune, eu te întreb, ce fel de conștiință ai? De ce faci asta? Cine vrei să spună regulă în viață? Dacă eu vin și încerc să spun regulă, spui, dar tu cine te crezi, mă? Ești tu deștept, ești stăpân peste mine și poate ai dreptate. Duhul Domnului îți dă libertatea să spui singur reguli. Dar dacă spui doar reguli să muncești în 2 locuri, să ai bani destui, unde o să ajungi în situația asta? Duhul Sfânt pur și simplu nu poate să spună nimic, pentru că omul din interior este prăbușit, este mic, este fără putere și n-are niciun cuvânt de spus. E ca un copil căruia îi se închide gura întotdeauna. Închei spunând doar 3 lucruri fără explicație despre lucrarea exterioară. Lucrarea exterioară presupune daruri, slujbe și roadă. Darurile manifestă puterea lui Dumnezeu. Slujbele manifestă autoritatea lui Dumnezeu. Iar roada manifestă caracterul Duhului Sfânt. Dumneavoastră, ce credeți că are fratele păstor? Are putere sau are autoritate? Gândiți-vă bine și răspundeți cu voce tare. Gândiți-vă bine, ce credeți că are în slujba de conducere? Autoritate sau putere? Hai să vă dau alt exemplu, să nu-l implic pe dânsul, că s-ar putea să nu fie bine. Imaginați-vă un culturist, Arnold Schwarzenegger, că de aici a plecat. Acum nu mai arată ca altă dată, dar cu toții știm povestea lui. El a fost unul dintre mari culturiști ai tuturor timpurilor. Și imaginați-vă un polițist, 65 de kilograme. Ce are Schwarzenegger și ce are polițistul? Dintre cele două versiuni, putere și autoritate. Polițistul are autoritate, iar Schwarzenegger are putere. Asta este diferența. Un polițist are autoritate dacă el te vine în fața mașinii și spune stop, dar dacă are o sacoșă mai grea, zice, ajută-mă și pe mine că mă doare spatele și nu pot să o duc. N-are putere, dar are autoritate. Celălalt ridică 100 de kilograme fără probleme, polițistul împarte în 4 și ridică de 4 ori câte 25. Darurile de putere folosesc puterea, darurile Duhului manifestă putere. Manifestă putere. Slujbele manifestă autoritate.
De aceea slujbele conduc biserica, nu darurile de putere. Slujbele care implică autoritate conduc și cârmuiesc. Darurile de putere manifestă puterea spre vindecare, spre descoperire, spre încunoștizare, spre înțelepciune, spre tot felul de alte lucruri. Lucrarea din afară, spre alții, în primul rând presupune manifestarea puterii prin daruri, în al doilea rând manifestarea autorității prin slujbe și în al treilea rând manifestarea caracterului prin roada Duhului Sfânt. Vă aduceți aminte? Poți să pui Galateni 5:22, e ultimul lucru care te rog să-l faci. Mulțumesc frumos pentru amabilitate. Galateni 5:22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Asta înseamnă că cine primește Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt lucrează mântuire într-un om și atunci când mai târziu puterea Duhului Sfânt vine peste el, această dragoste trebuie să fie prezentă. Vă aduceți aminte ce spune Scriptura în legătură cu dragostea? Zice, iubiți-vă dușmanii. Cum își permite un soț să spună că nu-și mai poate iubi soția? Dom'le, nu mai poți iubi ca soție? Iubește-o ca dușman. De acord, iubește-o ca dușman. Hristos a spus, iubește-ți dușmanii. Nu zâmbiți. Ascultați-mă, sunt unii care au scos soțiile dincolo de dușmani. Că pur și simplu nu le mai iubesc. Scriptura spune, iubește-ți dușmanii, dincolo de dușman nu mai e nimeni. Atunci când Duhul Sfânt este prezent în inima noastră, este prezentă dragostea. Nu noi producem dragostea, noi o manifestăm, o produce Duhul. Bucuria, pacea, îndelunga răbdare, dă puțin la 23, că acolo e un lucru interesant. Înfrânarea poftelor. Asta este cea mai mare problemă. Adică ai viteză mare, semaforul e roșu și trebuie să pui frână. Atunci mașina e foarte solicitată, pentru că forța de inerție o duce în față, iar frânele, saboții blochează roțile și ați văzut, toate sacoșele zboară și dacă n-ai centură te duci prin geam afară. Ei, înfrânarea poftelor e violentă, dar ea te salvează de la moarte. Nu poate un om să fie plin de Duhul Sfânt și să nu aibă înfrânarea poftelor. S-ar putea să aibă momente de neveghere și să nu vadă că e roșu sau dacă vede să se facă că nu vede. Dar asta nu e stil de viață, ci sunt excepții. Poporul Domnului, am vorbit un pic cam mult în seara asta, fratele păstor a fost generos și mi-a dat mult timp și am vrut să nu folosesc prilejul, dar asta e neînfrânarea predicatorilor. Mă gândesc că e sfârșit de zi și sunteți obosiți, iar eu am tăbărât pe dumneavoastră cu o grămadă de informații. Am vrut să vă spun în concluzie următorul lucru. Suntem bine intenționați ca să ajungem în cer. Îl iubim pe Hristos în mintea și în inima noastră din tot sufletul. Și am vrea să facem lucrări mari. Dar avem un dușman aici, unul în lume și unul în văzduh. Și toți trei sar pe noi. Iar dacă duhurile întunericului vin și ne influențează când și când, dacă lumea merge, acum e în casă la noi, prin televizor, internet și prin toate, suntem legați fedeleși. Dar ăsta este și în plapumă. Televizorul nu e în plapumă, dar ăsta e și în plapumă. Adică în pat. Avem o luptă pe viață și pe moarte. Dacă nu vom zidi, nu vom hrăni, nu vom consolida omul din lăuntru, n-avem nicio șansă să rămânem în picioare până la sfârșit. Dacă nu vom înfometa carnea asta, să știți că ne va conduce cu tot botezul nostru și în apă și cu Duhul Sfânt, cu toată membria noastră în Biserica Pentecostală. Biserica Pentecostală nu ne poate sfinți. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă se odihnește peste noi, El are putere să ridice standardul nostru, limitarea noastră. El ne pune turbo, dacă îmi permiteți, pentru bărbați exemplul ăsta, și căpătăm o capacitate, o viteză mult mai mare decât am putea noi ca oameni să dezvoltăm. Vă chem în seara aceasta să înțelegeți că noi putem să participăm 2 săptămâni la stăruință, dar anul n-are 2 săptămâni, are 52. În celelalte 50, ce facem?
Pentru că această carne își cere drepturile. Ai femeie acasă, te uiți pe stradă la femeia altuia sau a nimănui și carnea asta îți spune, lasă-mă un pic să mă uit după ea. E interesantă, e frumoasă, e diferită de soția ta, lasă-mă să mă uit un pic după ea. Și dacă nu ai energie, surplus de energie, de benzină, de curent, te uiți. Și Biblia spune că ești un curvar și vii în biserică așa curvar cum ești. Iertați-mi exprimarea, dar aleg să fiu direct cu dumneavoastră, ca să fie limpede ce spun. Poți să fii un curvar în toată regula și vii mire și faci ceva și ești un curvar. Pentru că nu poți să-ți stăpânești asta, că n-ai putere. Ești un rob al acestei cărni în care bagi 3 mese pe zi și apoi 3 snack-uri. Vă chem în seara asta să înțelegem că la mijloc nu-i vorba de un premiu, ci e vorba de viața noastră veșnică. Știu că dumneavoastră ați ascultat 1 milion de predici pe tema asta și asta nu este decât una în plus. Știu că eu nu vă pot surprinde mai mult și nu vă pot ajuta mai mult și nu pot face nimic mai mult decât am făcut, însă am ales să vă vorbesc direct. Pentru ca încă o dată un pic să mă zgudui pe mine și pe lângă mine să vă zgudui și pe dumneavoastră și acum înspre sfințitul istoriei să vă rog, rugați-vă dimineața, postiți o dată pe săptămână și citiți un pic din Scriptură dimineața. Ar trebui nu un pic, dar începeți cu un pic ca să nu vă săturați. Și poate că se dezvoltă obiceiul acesta. O să vă vadă copiii și o să se facă mari cu exemplul ăsta în minte. Nici nu știți ce rău o să vă pară când o să se facă copiii mari și nu o să aibă un exemplu de la părinții lor. Nu în legătură cu ciorba și cu mobila, în legătură cu cerul. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și să fim preocupați, să fim plini de Duh și să alimentăm puternic pe omul dinăuntru, să-l hidratăm, să fie frigiderul plin în fața lui, cu Biblie, cu post și cu rugăciune. Iar pe omul ăsta din afară, să-l înfometăm cât putem de mult. Nu-i mai dați imagini pornografice, nu-i mai dați glume proaste, nu-i mai dați platforme de socializare cu orele, nu mai îi dați mândrie afișându-vă peste tot cum ați mâncat, puneți pe Facebook, acum am mâncat pește, acum am mâncat tăiței. Pe cine credeți dumneavoastră că interesează? Ce înseamnă setea asta de valoare de sine? Puteți să continuați, pe mine nu mă deranjați și nici n-aș vrea să vă supărați pe mine când îndrăznesc să vă spun asta. Aș vrea să vă spun altceva. Frații mei, urmăriți modestia. Urmăriți simplitatea cât de mult puteți. Zdrobiți mândria asta din dumneavoastră. Luptați-vă împotriva ei. Noi toți o avem. E în carnea asta, în omul firesc. Dar luptați-vă împotriva ei. Spuneți nu. Fiți un pic mai modești. Noi toți suntem atrași înspre extravaganță. Dar să știți că ăsta este un duh și este un demon puternic. De aceea aș vrea să încheiem cu rugăciune în seara asta și fiecare în dreptul lui să stea înaintea Domnului, să se uite la viața lui, la rezultatele din ultimii ani și să se întrebe ce folos are Dumnezeul care a murit pentru mine prin Iisus de la un om ca mine care n-am produs aproape nimic. Am muncit, am pricopsit pe unii în România și pe alții aici sau în America, pe Faraon și a doua zi banii am împrăștiat. Iar Dumnezeul meu m-a așteptat în fiecare dimineață și am trecut pe lângă El ca și cum nu există. Am fugit la mașina de cafea și apoi la lucru și apoi în alte părți și am zis că de mâine mă apuc. Și mâine au trecut 57 de ani. Gândește-te că ești un om trecător ca mine și mâine pui mâinile pe piept. Unde te duci? Ce duci în mână înaintea Domnului? Te rog, nu te mai lăsa împins de obiceiul ăsta. Oprește-te, pune stop. Ia-ți o hotărâre, vorbește cu soțul și cu soția diseară ca să ai pe cineva care știe, care te ajută în rugăciune și care te mustră dacă vrei să te oprești. Ascultă-mă, schimbă-te, oprește-te. Haide să ne rugăm.